Salutare al Viking și bine m-am regăsit la un la un nou videoclip de League of Legends astăzi. Sunt alături de Dia. M-am unecat rău. Stați o secundă. Dia care ne bagă emoticoane aici. Sunt alături de Dia astăzi. Eu sunt Vayne, AD Carry, iar ea este Nami Support. Și trebuie să o felicit că a făcut level 4 pe Nami, ceea ce este super super tare. Eu am level 5 pe Vayne, uitați. De ce nu mi-arată? A, nu, am level 6, mă. Ce level? Am 6? Ia, apasă control plus 5, tu. Control 6? Da, vezi? Deci te s-a prins doar control 6, că de-aia încape și în funcție de... Da, mă rog, făceam asta pe ea și am avut o impresie ciudată. Deci, eu am level 5, are level 4, deci ar trebui să jucăm destul de bine. Hai să vedem cum joacă, n-am mai jucat cu ea de foarte mult timp. Și dacă a făcut level 4 pe Nami, înseamnă că joacă binișor, nu? No. Ok, vom vedea acum care este faza cu... Nu pui ward niciodată până nu vin minionii, n-are sens. Ah, okay. Știi, adică poți tu să stai în tufă, de obicei nu prea sunt ăștia pântufe. Uite, uite-o. E ok că au pus și ei ward și au irosit și ei un ward. Știi, ai chestia, se duce mult prea repede dacă îl pui de așa de vreme, știi? Și nu l-ai pus degeaba după. Bun, stai așa să-mi scot și auto-atacul. Bun. Hai să vedem, deci AD Carry-ul e ăsta. Nu știu de ce ai juca AD Carry cu ea. Poți să vii mai aproape. Ah, ok. Dacă erai, cred că o puteam prinde frumușanu. Dar lasă, așteaptă level 2, nu. Poți să, sau poți să încerci și așa. Ok. De la level 2 te asigur că o batem, de la level ăsta nu sunt sigur. Dar... Ok, nu mai are heal, foarte bine. Da, ok, ne descurcăm binișor. Bun. Ah, nu pot să-l iau și pe ăla. Ok. Ia cât farm are, are 0, bro. Are 0 farm. Holy fuck. Mie dau AFK suport sau care-i faza? Da. Bravo. That was nice, bate pumne. Bun, lasă turnul. Mai adică dai tu de fapt în el, că n-ai ce să dai. Dau eu în minioni. Îmi fac farm-ul. Fără să-l ratez de agăzi de bade. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like, dar am uitat să vă zic asta, probabil destul de târziu, dar nu contează. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă n-ați făcut-o încă, chiar apreciez mult și ajută mult. N-au suport oamenii, n-am ce să le fac, nu-i vina mea, noi vrem să jucăm un match și nu prea mai avem timp așa mult să mai filmăm alt match, cred. Deci, practic, that's it. Mamă, dacă o prindeai, eu dădeam rău de tot. Ah, nu l-am văzut până. Ia da, păi da, ce să fac, e singură. Dacă se apropie, o dăm. E nașpa pentru ea. Suportul ei e AFK? Sau nu există? N-au, băi, ei n-au AFK. Ba da, au Akali AFK. Ba nu, Akali e pe mid, what the fuck. Cum n-ai bare level 1? Noi avem level 3. Ce e match-ul ăsta? Explicați-mi și mie. Ce este match-ul ăsta? Nu înțeleg. Nu pot să înțeleg ce este match-ul ăsta. Ah, n-am mai prins-o. Uităm și turnul și o să-mi scurtim. E bine. Ah, Talon! A venit Talon pe bottom, eu zic să avem grijă. Bine, el are un death, știi? Dar eu nu mi-am dat back după kill. Deci nu te grăbi. Doar dacă îi vezi pe ei că atacă de LQ. Sau bine, poți să le dai dacă simți tu că o să... Doar să zic să avem mare grijă, da? E ok, bravo. BAM! The damage, bro! Electrocute. Mai ok decât press de atac. Părerea mea!
Merge și prez de atac. A, acum nu știu. Am zis să încerc electrocutul meu, să îmi place mai mult. Mă distrez mai mult când. Nu-i nimic? Să pun ward aici. Nu știu de ce am pus că avem poro-ul ăla al meu, dar... e ok. Bine, acum a dispărut, deci e bine. Bine. Ok. Ok. Ok, sunt în viață. Nu știu cum sunt în viață. Bravo, mersi. Mai mana? Oh, e bine. Nu, încă un... ăla e. Da, bravo. Încă un auto. Ai, ce frumos, bravo, Dia. That was nice. I-am anihilat. Ce? Cine joacă toată ziua? Foarte bine. I-am anihilat bine rău de tot acolo. I-ai prins frumos. Bun. Ok. Bun, hai că azi ne dăm back, n-are sens să mai stăm. Eu am foarte mulți bani, am 2400 și n-are sens să stau. Am farmat genial, am făcut 3 kill-uri, este perfect în momentul ăsta meciul. N-am servețele iară. Să-mi iau Zeal, o să-mi iau Berserker Greaves și... o poțiune, că n-are sens să mai iau două. Poftim? Nu, acum, ba da, hai du-te repede, puneți caracterul să se ducă până la turn și după... sau e ok și așa, Doamne ajută. Că am level 3, mă am 3 kill-uri, mă descurc. Bine, are level 6 talon. Ceea ce este destul de nașpa. Nu știu cum de-a făcut asta doar level 4, pentru că ea a fost singură pe lane. În mod normal, mi-este frumos, du-te la calculator și vine repede pe lane. În mod normal, ar fi trebuit asta să aibă level peste noi. Dar ea este sub noi. Ceea ce e genial. Bun. Ah, ok, să farmăm alt minion până îl bate pe ăla. Bun. Bun. Ah, căcat. Ok. Bun. Ok. Ok, sunt pe mid aia. Interesant. Hai să pușem botul. Dacă tot bagabonții s-au dus pe mid. Ah, mă, nu mai dau critici aiurea. Puteam să jur că o să dea critică. Vreau să nu dea ca să pot să iau minionul ăla, da? De ok. Bun. 54 farm. Și talon, care 44. Bun, bine farmat taloane. Ok. Bun. Hai că venim cu un wave de minion mare. Ok, ok. Mamă, mamă, gata, nea. Gata, s-a terminat. Gata, gata. Uhuhu! Uhuhu! Ce a prins Dia acolo? Hai că le pun ward. Încercăm să-i batem? Eu zic că-i batem. Unde e? Nu! Ai, Dia! Ți-am zis că-i batem, bravo! Ai jucat frumos! Ce a prins? Q-ul ăla, după ce au venit aia după noi din turetă, Q-ul ăla a făcut toată faza. A fost superb ăla. Hai să pușăm repede. Bun. Hai că ai început să-mi vezi și jocul, ceea ce e foarte bine. La modul am văzut că deja nu te mai duci în turete iurea sau chestii. Nu o prind că mi-a dat slow. Las-o. Bun, bun. Bun, hai să mai farmăm. Mai dăm un healing când... ba, deocamdată nu-mi da, deocamdată nu-mi da. Nu-mi da că-mi fac un pic de lifesteal, cred. Am ratat 2 milioane. E ok. Bun. Momentan cred că îi dau foarte mult damage de acolo, vezi. Nu o prinde când e în turetă la distanța asta, că n-are sens, știi? Că în turetă nu prea o putem bate. Bun. Bun. Hai să-l iau pe ăsta mare.
Ce-mi dă ea, mă, Q? Las că vede ea. Las că vede ea. Bun. Op! Așa. Da, nice. Și-a dat aia, bă. Fientă, fientă. No, you fucking idiot. Papa, boss. Papa, boss. Am plecat, am plecat, am plecat. O să-mi dau back neapărat. Nu, nu mai îmi da viață că îmi dau back. Tu poți să nu-ți dai dacă vei, dar dă și tu, hai. Că n-are să, dacă îmi dai, de fapt, dă și tu mai bine. Bun. Foarte, foarte bine. Ce-ai făcut? De ce? Din greșeală. Bă. Uite, de-aia îmi trebuie să te duci de lângă mine, fiindcă stătea... Uite, a crezut că încă sunt în tufă, te-am salvat, practic. Că mi-au static și buși. Da, i-ai făcut un prank. Da, ți-am făcut un prank. Bun. Match-ul ăsta luăm static și pentru că pe live am jucat cu... cum se cheamă? Hai zic și un pic. Chiar dacă mă concentrez mai bine așa. Match-ul ăsta jucăm static și pentru că pe live am jucat cu ăsta, cu... Rapid Fire Cannon și... mulți au plâns, au zis că vor să joc cu static. Deci o să joc cu static și match-ul ăsta. 7-0 și static și am nicio șansă pentru inamic. Și mai avem și Befesod și Berserker Greaves. Deci cred că Talon pot să părăsești incinta. Ok, deja. Ok. Bun. Ok. Bă, iar e aia pe mic. Fă bine, în fapt, să mai vină pe bot. Ea are 0 cu 4, deja n-are sens, știi? Doamne, cât de meci dau. Bun. Noi pușem botul în continuare. Fii atentă, tot timpul să pui oroduri pe partea asta, știi, ca să avem viziune, să vedem dacă ne atacă. Acolo am pus-o deja. Să avem viziune dacă ne atacă cineva. Bine, s-ar putea acum să vină ăștia. Dar eu da, n-am frică, că am ultimata, tu ai ultimata, înțelegi? Hai să-i crăpăm, bă. Bun, ok. Hai mă. Oh my god, what the fuck. No, prea mulți. Bun. Iar Akali mă bate momentan. Au venit toți, deci în afară de Jax. Au venit toți. Ok, ură din partea lor. Pentru asta o să pierdă meciul. Urât din partea voastră, băieți, nu așa se joacă, nu-i frumos. Ce? Și pe mine. Bun, cumpărăm Cloak of Agility pentru încă 20% critică și merg pe top, pentru că simt că am chef să merg pe top. Ia să o duce bine, dar... Dar vreau să-l bag pe Jax. No, trebuie să mă duc bottom, trebuie să mă duc. Mergem bottom, bia, mergem bottom. Ăștia doi pușează, nu-i bine. Să mergem să-i spargem. Cu toate, cred că-i sparge Veigar. Are 3 cu 2, da, îi sparge rău de tot. Și Lux, nu mai zic. Ok. Este extrem de noob. Kayle. Bine, Veigar nu o s-o prindă niciodată. De ce mișcăm ecranul? Halul. Ok. Nu, Lux, nu-mi pușa lei, nu. Că sunt aici și-l pușez și eu. Ok, deci e acum vor să facem un teamwork, știi, să pușăm lei împreună. De unde? Că mi-au luat tot farm-ul. Mă rog, hai. Asta... pușăm în continuare botul. Dia pune word-uri. Asta este foarte stresantă, pur și simplu. Este extrem de stresantă, de fapt. Bun, pușăm turnul, măcar atâta. Bun, o să dăm turnul rea, nu? Dăm și pe ăsta jos. Ia-o tot pe Akali. Bă, unde te vezi? Ia, da, acolo. O prins, ești prost. De ce l-a luat prostul că făceam triple kill? Mă rog, e ok, we did well. Bun. Oh, Jax, stai așa că nu e așa.
Jax e cam bun contra mea. Da, până mă, lasă. Dă heal, dă mie heal că îți dă și ție. Sau nu, e ok. Bravo, Dia! Da, n-aveai ce să faci, dar ai bun. Aia a fost superbă. Chiar a fost superbă. Că ai luat-o în ăla, știi, când n-o vezi. Zic ăștia că ce suport bun au ăștia, mamă, ce-i cară suportul pe echipa albastră. Bun, mergem să ajutăm. Sau mai degrabă mă ocup de Dragonio. Că nu... Ce dragon ăsta este Cloud. Cloud-ul, nu știu exact cu ce te ajută. Ăia se descurcă, da. Sau nu. Sau da. Sau nu. Mă ocup eu de dragonul ăsta. Bun. Bun. Am spart dragonul, luăm astea să ne hrănim aici, să ne facem HP-ul înapoi. Mergem să batem pe Cacali. Oh, 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 oh. Oh, 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 coming. Ok, doamne cât de frumos a fost eu ăla. Bun, îmi dau back că v-am foarte mulți bani. Tu stai pe lane. Stai pe mid și dă minion, nu știu. O să-mi iau ăsta și atâta. Momentan e ok. All good momentan. Mergi la ăsta pentru cărat, dar n-are sens că n-ai ce să... Adică de fapt totuși au 13 kg, cine are atâtea? Akali are 5, dar nu care are 4. Kha'Zix are 1, are 3. Deci la noi din 20 de kg eu am 11, deci practic eu sunt fidat. În rest echipa nu e așa fidată, pot spune. Da, echipa chiar nu e fidată. Am dat și un pic de damage. Da. Bun. Mă duc pe bottom să... No, uite, mi-au red-ul. O să-i lăsăm pe aia să vadă ei ce fac acolo. Fiindcă cu siguranță. Ok. Se pare că e scandal, trebuie să mergem și noi, Dia. Merg imediat. Bun, hai. Hai și noi. Bun. Bun. Stai mă, Yasuo, cu tupeu. Nu, n-ai tupeu, am înțeles. I-am dat și electrocute-ul. Bana. Bun. Bun, opa! Talua, opa, taloane! Easy, man! Bără, chill! Să iau blue, dă-ți back, bravo. Eu mi-iau blue și după cred că mă să pușez botul un pic că l-au cam pușat ăștia. Aolo, îi bate ăla pe toți. Am plecat și o secundă și a bătut Kha'Zix pe ea. Deci meciul nu o să fie atât de ușor pe cum mă așteptam. Nu, nu mă duc, chiar să este slab. Nu-l bate, îl bate greu rău. Are un build prost rău iasă. De fapt, nu e așa prost, dar e build early ăla, știi? Dacă ești foarte early, da, cu ăla poți să cari și să-ți faci după aia iteme de damage. Dar în late, dacă ai doar build-ul ăla, nu prea ești, wow. Nici ne-a farmat foarte bine, are 119. Bine, eu am 136. Dar tot e mai bine. Cred că ori să pușeze mid-ul sau ori să vină la mine. Da. Da, pe asta ori să facă. Ok, Dia, vină cu mine. S-ar putea să trească să ne batem aici, a fi pregătită. Pun ward. Ok, momentan nu. S-au speriat. Și n-au mai vin. Ți-a venit suportul. Da. Bun. Uite aici, suport adevărat, are un singur minion, lad. Așa se joacă suport, nu furi farm. Ia mâine. Ok, stai să vedem ce face. Cred că vine pe aici, pe în spate, nu? Nu știu dacă mai pușează. A pușat, vină.
Uite-o! Vin, vin, vin. Nu merge eu! Bine, și ăsta mă bate, că și el se face invizibil. Fuuu, are 7 și el, ho-ho-ho. Devine greu meciul pentru că mie să nu mă asasineze foarte ușor ăla. Deci trebuie să cumpărăm obligatoriu iteme adevărate de cărat. Bun, deci trebuie să ne facem Blade of the Ring King obligatoriu. Îmi trebuie încă câteva gold acolo. Hai că vindem asta și ne luăm. Deci avem Borg acum, Blade of the Ring King. Încă două iteme, cel mai probabil o să-mi fac Essence River-ul pentru damage ca lumea. Fiindcă ei nu o să aibă tanci, nu mi-e frică de tanci. Deci o să-mi iau Essence River-ul cel mai probabil. Sau... Phantom Dancer? Nu știu. Unde-i mă? Uite, dau și un drum la lumină, poate se văd. Na, nu se văd. Dar arată bine. Ok. Bun, mergem pe mid. Dia trebuie să-i batem pe ăștia. Nu se mai poate, se cred prea bun. Ia uite, eu am motor, vezi? Eu am codiță. Da, tu ai codiță. Trebuie să pușăm mid-ul. Sau mai duce pe bot eu, hai să pușez botul ca e far mult acolo. Dau și un dăsta așa la mișto. Uite-l pe talon. Vin, 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 vin. No, no, no. S-a capăt. Oricum îl băteam rău de tot. Ăștia vin spre noi, frate, serios. Oh my god, nu e ok. Bun, I can farm up ăștia repede. Ia cali acolo. Uite-o, uite-o, uite-o. Și-a dat flash-ul, haaai. Ah, ba nu! What the fuck? Unde era? Era încă în cloak-ul ăla al ei. Hai să luăm dragonul. Drake-ul. Obligatoriu să-l luăm. Ia-ți ăsta, Lux. Bravo. Ia. Să vedem ce mai e pe aici. Hopa! Ah, shit, n-am zis-o. Bine, mă duc primul, zici că sunt nebun. Trebuie să nu fiu primul. Hopa! Ho, ho, ho! M-a asasinat! Dar mi-mi place că restul echipei toți fug, știi? Bine, să zicem, n-am mie. Dar Yasuo, bro, Yasuo, tu stai în spate și mă lași pe mine să mă păr. What the fuck? Deci dă un tank. Mă rog. Dacă avea... Bine, tu nu ți-ai dat ultimata, dacă o dădeai, poate nu muream. Încearcă și tu să o dai în teamfight-uri, știi? Essence River. Ce zici? Nu erau toți în același loc. Nu contează, măcar să mă salvezi pe mine, că dacă mă salvezi, îi bat eu pe toți. Știi, adică măcar atâta. Sau mai degrabă nu fac asta. N-are sens. Mi-au ăsta. Bun, construim Essence River-ul, să dăm ca lumea damage-ul, fiindcă e clarisimă că e nevoie de damage adevărat în echipa aceasta. Ok, și-a luat-o Veigar de la Akali. Ceea ce nu-i rău, dar nici bine, că are 8 kill deja și dă cam mult. Trebuie să mă ocup eu de farm mai mult acum. Ok. Ți-ai luat-o? Bă, vezi că vine ăștia după noi. Hai să mergem pe top cu Yasuo, nu știu. Dă-i. Bun. Hai mă că-i bate, nu mai fiți femei. Da, boss! Op, op!
Bravo. That was beautiful. E bun, o crezi ca ne dărâm tu, Ale? E ca zic să acolo, nu vreau să mă iau cu el la trântă, că mă trântește. Tu de dracu, mă. Deci nu mergea EQ, deci... Fuck. Cred că-l folosisem, dar nu știu ce putem al dar... Da. Ok. Bun. Nami... Ai grijă. Nu-l da nimic, n-are sens. Dă-i viață doar, așa. Bravo. Bun, vezi că eu o să mă duc bot. Bravo. Ai grijă de fraier, nu-l lăsa să moară. Ok, lasă-l să moară, lasă-l să moară! Ți-ai... Bravo, fugi, fugi, fugi. Da, nu scad. Ți-ai luat-o. E slab Veigar, ai grijă. Nu știe să joace bine. De-aia zic, gen, când stai pe lângă, ai grijă că mor și tu. Practic, si, da. Bun, ai cam ajuns pe bot. Bun. Dau foarte mult damage în momentul ăsta, ceea ce este genial. Și vreau să mai dau mai mult. Sau cred că o să-mi iau, probabil, nu știu voi ce vreau de... Să mă țin în viață. Contra Kha'Zix, că el mă bate rău de tot. Bravo, boss! Așa te vreau, ai dat și tu ceva ca... Dă-i! Hai, mă! Hai, mă! Mamă. Trebuie să știu că se întâmple asta. Dar stai, eu sunt și idiot, știi? Deci, vă rog să nu vă luați de mine că am uitat să cumpăr Farsight Alteration, dar am uitat, simplu. Deci, the story, am uitat. Da. Bun, hai că mi-am luat Farsight Alteration, care m-ar fi ajutat acolo să nu mor, dar... E ok, pentru că și ea s-a început să joace și... V-am zis, după ce și iteme chiar joacă. Ok. Atât încât de departe pot pușa băieții. Cred că nu foarte departe, fiindcă a venit Akali după asemenea și... Dar Akali e chiar engager la... What the fuck? Bine, l-a omorât, i-a dat mult damage. Vei fi prinsă? Sau nu, te-a salvat? Bă, hai să luăm ăsta. Aulă, stai că pușează prostul ăsta botul și nu-i bine. Și mi-am pierdut și boost-ul de viteză. Uite-mi puii mei. Vin, Dia? Nu mi-ai zis că nu. Te uitai la mine? Da, mă uitam ce faci, că mergeam spre tine. Știu, se întâmplă și mie mi se întâmplă de astea. Nu știu, de ce-mi scade viața. Te bătea unul. Au pus sword fire-ii. Na. Nu, nicio șansă contra Kha'Zix, mă bate de mă strică. Bun, avem Essence River-ul, hai să vedem. Fufu. Bloodthirster, ultimul item, pentru că Jax, să zicem că ar fi singurul lor tank, dar Jax nu ne sparge. Toate că... și-a luat Randuino. Vezi de ce ar mură. Doamne, cred că am puțin anulare, dar nu știu cât. Legend Bloodline. Nu știu unde scrie cât, dar nu scrie, nu? Ana nu scrie. Bun. Mamă, baronul dacă îl pierde mine nașpa. Dă-ți ultima ta. A dat-o un... Deci că dacă o dădea exact când am zis eu, jur că o lua. Dar și eu, numai atunci când nu-i nevoie, zic când să dea ultima ta. Mă duc pe bot eu. Du-te pe mine, știi pe ea. Să se bată, să nu moară ca proștii. Dai grijă și tu să nu mori. Bun, hai că pușez de tare botul. Așa, l-am pușat. Tare, mă rog, am dat un wave.
Bun, o să iau și ăștia micii. Bun. Așa. Vreau să-mi iau blue. Nu știu dacă am timp. Mi-e doar să nu vină Kha'Zix să-i bată pe toți, că asta face mereu Jegosul. A, blue nu e. Că a fost Kha'Zix tocmai acum și l-a luat și de-aia mi-e frică un pic. Mamă, să-l prind pe aici, să-i prind un ed ăsta frumos, da. A, uite-l pe Kha'Zix. E Akali, e Akali, bun. Se ocupa să-mi taie mie ordă. Trebuia să-ți dea ultimata. Mamă, dacă îl prinde ăsta, dacă îl prinde ăsta în stun, îi spargem. Bravo, Dia. Da, băieți. E ok. Bravo, mă, frumos. Dar mai sunt Talon și Jax în viață. Fac că eu cred că am câștigat already. Bun, plecați, plecați, plecați. Plecați. Bravo, Dia. Altă viață. Ok. Bloodthirster, mai trăiești 3700. Hai să încerc să farmez banii ăștia. M-ar interesa super mult să mi-l iau full direct. Nu știu dacă voi reuși, dar încerc. Fiindcă dacă mi-am luat Bloodthirster-ul full, e ultimul item de care mai am nevoie, practic. Și sunt sparți dacă am făcut asta. Cred că m-ar ajuta mai mult niște attack speed, dar... Nu știu, încă mă gândesc de fapt, stai așa. Phantom Dancer-ul ar rupe, dar... Să-l iau, să nu-l iau? Nu știu. Faza e cam 47% critică. Să-mi iau 100%, știi, adică pana mea. Se merită. Nu știu ce să zic. Eu blan de Bloodthirster fac 3700 dacă mai stau pe aici să mă plimb așa, da? Dar pe ăsta, uite, deja pot să-l iau. 30% critică, îmi fac 100%. Cred că asta aș face. Dar n-am lifestyle-ul necesar și cred că Bloodthirster-ul m-ar ajuta mai mult la asta. Deci, o să-l iau. Nu știu dacă apuc, nu cred că apuc. Cred că îi batem înainte. No, no, nu îi batem. Ia să-i prins la îngrămădeală, ăla și-a dat E-ul foarte plătat de obicei. Sau W-ul de fapt. Bravo, Dia, e ok. You tried. Ia să o șoia rău de tot, bun. Un dobitocă de altfel. No, dacă nu se grăbea. Nu nimica. Ei se face ultimata repede, e ok. Bun, o să pun aici world să avem, să nu vină ăștia pe la spate. Ok, fiți pe aici vor să vină. Pe la spate. Ok, hai să ținem de turn. Nu ne-au dat turnul de pe mici, e bine. Dar i-am bătut toată, i-am bătut de tot. Dau back. Nu știu ce vor să facă. Ok, era să-și ia rău de tot prostul. Dar tot trebuie să-mi dau back și m-am răzgândit, mi-au Phantom Dancer-ul. S-a mers la... Unde-i, mă? Hai să luăm pe ăsta. E mega fiță la momentul ăia, total, deci ok. Și bani de alea n-am? Nu, n-am. Ba da, bă, am. Cât sunt poțiunile alea nebune? Uite-le, nu le găseam eu. Bun. 349 damage, frumos. Avem și motor, ne-am luat motor. Bun, nu mai am nevoie să farmez în momentul ăsta, e ok. O să mă ocup doar de dragon și toate nebunile. Vin și eu acum, băieți, stați liniștiți. Venie pe zonă.
Ai, dragonul ăla e important. Bun, băieți, bravo. Acum te slăm și Bera, nu? Au, 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 au. Mamă, Veigar. Nu e ok, bro. Doamne, dacă îl băteam acolo. Bravo, Yasuo, bravo. Vin, nu știu dacă îl faci. Nu, nu, nu. Bravo, da, îl face. Frumos, bravo. Oh, Doamne, nu. Bravo, oh, Doamne, bravo, Dia. Da, boys. Da. Yeah. Nu știu dacă câștigăm, nu știu dacă avem timp. Putem încerca. Nu știu dacă ne mai ajută baronul dacă îl luăm. Hai să dăm măcar primul de ăsta. Ești foarte lung și strâns. N-avem timp, băieți, că de-abia au venit ăștia, ăștia deja se spawnează. Hai să luăm ăla repede. Ok, Yasuo e mort. Nu mai zic și de asta. Să avem viziune pe perimetrul ăla. Bravo. Superb. Ne-am descurcat cum trebuie. Să-mi dau back. Să mai cumpăr o poțiune din aia. Cred că deja nu mă mai vedeți deloc. Bun, bun, bun. Mai mi-au poțiune Elixir of Wrath. Încă ajută. Cred, nu știu. Normal că ajută. Ce zici? A? Nu, nu e ok, stai niștit. Oh, la. Vai, Doamne, Doamne, ce te-a bine întâmplat? Alex va rămâne în viață sau va fi linșat? A rămas în viață. L-a salvat Dia. Mamă, mamă, rupeți-l pe ăla, bravo. E gândul. L-ați bătut pe ăla, e gândul. Iar restul sunt facții la piciorul de la mine. Bun. Let's win this fucking shit. Da, e good game deja. Pa, pa, băieți. Nice, frumos. Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex, alături de Diar, noi ne vom revedea toate. Pa, pa!